Cea mai mare sumă încasată la nivelul Agenției Județene a Finanțelor Publice Olt a fost ca urmare a începerii executării silite. Aproape 3 milioane de lei au ajuns la bugetul statului după ce contribuabilii s-au trezit executat silit. În cele 30 de zile ale lunii noiembrie au fost emise peste 11.000 de titluri executorii pentru datorii ce au însumat peste 13 milioane de lei. Tot în aceeași perioadă au fost aplicate și 6 sechestre, 4 pentru bunuri mobile și 2 pentru bunuri imobile. Nici conturile bancare n-au scăpat de reprezentanții Agenției Județene a Finanțelor Publice Olt. Aproape 180 de popriri pe conturi au fost instituite luna trecută. Pentru recuperarea creanțelor datorate bugetului general consolidat, în luna noiembrie 2016 s-au instituit următoarele modalități de executare silită. Emiterea unui număr de 11.020 titluri executorii pentru debite în sumă totală de 13,30 milioane lei, aplicarea unui număr de 6 sechestre pentru bunuri mobile și imobile în sumă totală de 0,79 milioane lei, aplicarea unui număr de 177 popriri pe conturi bancare în sumă de 3,8 milioane lei, și aplicarea unui număr de 140 popriri pe venituri terți în sumă de 1,72 milioane lei. Puși în fața faptului împlinit, contribuabilii n-au avut altă soluție decât să-și achite datoriile către stat. Urmare a acțiunilor inițiate în luna august, au fost recuperate creanțe bugetare în sumă totală de aproape 8 milioane de lei. Urmare a acțiunilor inițiate în luna noiembrie 2016, au fost recuperate creanțe bugetare în sumă totală de 7,98 milioane lei astfel. 2,97 milioane lei din popriri pe conturi bancare, 0,11 milioane lei din popriri la terți, 0,04 milioane lei din vânzarea bunurilor sechestrate și 4,86 milioane lei în casări după începerea executării silite, fără alte forme de executare. În luna noiembrie, la nivelul unităților fiscale, s-au derulat 56 de licitații pentru vânzarea bunurilor confiscate. Cumulat în primele 11 luni ale anului, la nivelul Agenției Județene a Finanțelor Publice Olt, au fost încasate aproape 650 de milioane de lei.